Mai ales de când a revenit Adelina în competiție, a început să se vadă clar diferența dintre socoteala de acasă și planurile de aici. În momentul de față, noi încercăm să fim pe drumul cel bun. Eu am senzația că poate se grăbesc lucrurile, nu știu de ce am eu puțin senzația asta. Când te mai aud că o să fie bine, că o să-ți fac ciorbă toată ziua și că toate alea, astea mie nu-mi pică bine în momentul de față. Când ieșim afară, tu o să pleci la Botoșani, eu o să merg acasă, clar. Nu aș vrea să am o relație și apoi să mă și mut repede cu cineva. Nu, tocmai eu de asta. Nu aș face treaba asta. Nu, adică dar zic că... Cel puțin jumătate de an, un an. Ascultă puțin. Nu m-aș muta cu tine, nu e vorba, că sunt niște chestii... Asta nu înseamnă că dacă eu zic nu, nu trebuie să zici nu, nu trebuie să faci ce zic eu. Nu, sau dar nu aș nu fi eu pregătită. Uite, în momentul ăsta. Spre exemplu, eu să fiu supărat, să n-am chef de nimeni și de nimic și vezi că eu am un comportament sau nu știu, poate eu sunt mai indiferent cu tine și că mă vezi pe mine așa, trebuie să fii și tu la fel, că na, ce să faci dacă el așa cu mine, trebuie să fii și eu la fel cu el. Nu. Discrepanța dintre așteptările celor doi e pusă pe seama unei susțineri importante, care a fost cam subestimată. Am fost alături de copilul ăsta 100%. E un rai. Doamna Marga, ce părere aveți? Nu-mi dau cu părerea. Ce ori îmi trebuie să dai cu părerea? Plânge doamna Gabriela și dacă... Ce e, doamna Gabi? Mă doare sufletul de tot ce se întâmplă. Ai, dat, mai, nu începe. Oricum noi suntem bine, suntem într-o relație, adică da. Toată lumea vede. Le vom lua treptat. Atâta timp cât îmi doresc ceva serios, normal că vorbeam despre lucrurile care se vor întâmpla. De când ai intrat în emisiune, vrei ceva serios și normal. Nu-ți bate joc. Și că am vorbit cu tine și am zis să nu-ți bat joc de Sebi. Gabi, dacă am un cuvânt, pot să-l spun eu, nu Gabi. Gabi să-și vadă de lungul nasului. Potolește-te puțin. Gabi. Și paharul în mână. Ia apărarea lui Seba și... Mama are sufletul pahana, nu mai pot. Doamna Marga! Capi, ce ți-ai zis că lucrurile ies la suprafață? Nu mai buci că mi-ero nosință, tu vezi de litări, Gabi. Măi, da... Știți, să știți bine. Că Gabi simte. Las să-mi blângă pentru cine este. Credeți că dacă ar putea nu s-ar opri? Nu pentru nici într-un caz. Dacă tu ai grijă de pahar tot, de zi de zi. Am grijă și de pahar. Așadar, din nou tensiuni, dar adevăratele probleme par a fi văzute numai de către doamna Gabi. Îmi amintesc cu cât entuziasm și cu câtă căldură am venit eu să-l susțin pe Sebi și ce suport acum. Nu mai ce să mai nu suport. Nu le pune deja... la sufe, mă, Gabi. Auzi, ce ți-am zis eu, că o să iasă lucrurile la iveală fără să se chinuie nimeni. Dar eu am zis că nu se poate. Da. Azi chiar a fost, adică nu, dacă nici acum, nici nu, se înțelege, nu se înțelege cum stă treaba. Și, până la urmă, băi, fiecare o știe pe al lui, n-ai cum. Eu nu înțeleg de ce mă doare suflet. Că e ca și copilul tău, da. Tu ai venit aici cu inima deschisă, exact. Înțelegi, și e normal ca o dezamăgire să nu-ți prindă. Da, e totuși o dezamăgire din partea unor oameni dragi ție. Dar nu mai pune la suflet, că nu are rost. Da. Tu ai niște oameni frumoși aici de susținut. Știu că am nevoie de toată puterea ta. Știu. Deci aici trebuie să te concentrezi. Fiecare înțelege ce consideră, exact. Ce vrea. Oricum n-ai cum să schimbi ce crede unul și altul. Așa că... E trist, dar... Adevărat. Adevărat, adică ce vrei dovadă mai mare decât cea s-a văzut în filmarea de azi? Ia să văd cu cine încep. Cu doamna Gabi, care e puțin posomorâtă. Ce anume v-a durut? Mă dor multe lucruri. Eu sunt aici de încă de la început și pe Adelina am văzut-o încă de la început. Ea niciodată n-a avut un cuvânt de care să se țină. Astăzi a spus că se mărită, mâine că nu se mai mărită, poimine că îl așteaptă băiatul afară. Răspoimine, nu-mi place de tine, nu vreau să fiu cu tine. După aia că vrea copii, nu mai vrea copii. Ea n-are niciodată un cuvânt de legătură. Bine, ești foarte tânăr acum. Eu pot spune că mie nu mi-a făcut nicio fază de gen. De bun. Nicio fază. Sebastian e mulțumit. Tu de asta ai plâns, Gabi? Știu eu de ce am plâns. Bun.
ești cumva prezicătoare? Vezi viața, vezi viitorul fiului meu cumva? Eu o să te întreb. Știi tu ce o să fii între ei? Eu zic să lăsăm răutățile și să vedem cum... Nu sunt răutate, eu nu mă cer cu tine pentru că am promis lui Ficior. Vedem cum decurg. Problema știi care este? Eu atâta zic, fiecare ar fi bine să-și vadă de problemele din curtea lui, nu în curtea alăturată. Bine, ideea era că doamna Gabi a venit în curtea lui Sebastian la început. A venit odată ce am venit eu pentru fiul meu. Și asta e drept. Ea trebuie să-și vadă de celălalt cuplu, părerea mea. Eu așa, așa zic. O să fac, stai liniște. Și să nu-ți dai cu părerea cum sunt eu, sunt cum vreau eu să fiu. Tu nu vezi viitorul fiului meu. Nu văd nu viitorul nimănui, nici măcar pe al meu. Ba, văd că îți dai cu părerea despre toți, că la noi e bun, că aia e bună, că la noi e bun, că despre la cine ce. Mi-am dat cu părerea? Despre toată lumea. Știi ce, Gabi? Tu vezi de problemele tale care le ai și caută-te. Punct. Și să nu mai pronunți numele. Atât. Ei, acum să nu mai pronunțăm numele. Toți vă pronunțați numele, că sunteți aici, într-o casă, mai aveți 2 săptămâni. Nu cred că trebuie să fim pe picior de război, chiar acum când este cea mai frumoasă parte a competiției. Important e că, doamna Gabi, dacă ei sunt fericiți... Dar asta e problema, că tot timpul s-a băgat și în ultimul final și acum se bagă. Când sunt eu aici cu ei împreună. Deci asta e problema. De ce se bagă? Mai nu, bine, mai nu mai intervin în nimic. Păi, dar nu mai interveni, Gabi. Păi nu mai intervin. Știi tu care-i treaba cu băiatul meu, cu Adelina? Ce te bagi tu? Asta e întrebarea. Pentru ce plângi tu pentru fiul meu? Că mă doare sufletul. Eu nu cred că te doare sufletul. Asta e pisica blândă. Exact. Da, pe de altă parte, ei, Sebastian și cu doamna Gabi, erau într-o relație foarte apropiată când au venit aici. Adică, hai să, Sebastian, poți să admiți și tu chestia asta, nu? Da, confirm că totul a fost bine, dar nu mai vreau pe ea să mai pun atât la suflet, că de asta se comportă așa și spune. Ei, că a fost bine, ok. E foarte bine, este inițiativa ei și este de apreciat. Spune, eu ca mamă, cuvântul, dar nu vreau să mai trebuia fi să fiu toată ziua lângă el, cum se vedea când vinea Gabi și-l prindea și-l trăgea și așa. Eu ca mamă nu știu dacă ați dat de 2 ori cu fiul meu să-l prind. Bine, dar când am trecut 2 săptămâni. Gabi vinea și tu îți băga parcă... Da, măi, dar am trecut de lucrurile astea. Au fost acum 4 luni. Alții de afară vedeau știți acela. Cum? A fost asta vară, acum vine Crăciun. Acum e iarnă, da. Pentru ce plânge? Da. Nu știu ce rost are. Pe mine mă deranjează doar continuitatea asta, ca să trecem. Ce să facem? Așa-s femeile. Măi, Sebastian, așa-s femeile. Așa-s femeile când au o obsesie. O să vezi că vorba aia, o să ieși și aproape însurat de aici. Da. Zi 10 secunde, că nu mai trepida aici. Ce vrei? Vrei să mai ceri o dată? Doar că nu. Ia. La un moment dat, cu tot respectul, o să spuneți, avea dreptate, Gabi. Atâta tot. De ce crezi? Pentru că viitorul pe care spuneți dumneavoastră că nu-l vede Gabi, ba, îl vede Gabi și eu și mai multe. Dom'le, om trăi și om vedea, știți cum e. Nimeni dintre noi nu e mama Omida și nici nu cred că vrem să fim. Hai să vedem copii, hai să vedem cum a fost la petrecere, numai bine, așa cu petrecere.